Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În 2023, multe fecioare vor putea să-și transforme visul prețuit în realitate. După cum recomandă horoscopul anului 2023, fecioara ar trebui să se concentreze pe romantism și finanțe. Multora le va părea ciudat, dar aceste două domenii ale vieții vor fi strâns legate. Astrele promit reprezentanților acestui semn stabilitate și calm în relațiile cu oamenii. Nu trebuie să te aștepți la nicio schimbare cardinală în viață. Pentru a obține ceea ce îți dorești, va trebui să faci multe eforturi. Pentru ca 2023 să aibă succes, fecioarele trebuie să ține seama de câteva dintre sfaturile astrelor petrece mai mult timp cu familia și prietenii, fi deschisă către noi cunoștințe și oameni. Este timpul să ai grijă de sănătatea mentală. Ia finanțele mai în serios, Planifică-ți un buget lunar. Ce le așteaptă pe fecioare în 2023 în diferite domenii ale vieții? Sănătatea. Principala problemă cu care se vor confrunta majoritatea fecioarelor este lipsa de vitalitate și energie. De la începutul anului va apărea o oboseală constantă, care nu va face decât să crească. Va fi din ce în ce mai greu să te trezești dimineața și va fi din ce în ce mai greu să păstrezi veselia în timpul zilei. De aceea, merită să asculți ceea ce prezice horoscopul Fecioarei pentru 2023. Este important să-ți asculți corpul. Aceste lucruri nu înseamnă că acum poți dormi mai mult pentru a lucra sau îți poți face siesta în timpul unei zile de lucru aglomerate. Ideea este să înveți cum să rezolvi aceste probleme în avans. Încearcă să respecti rutina zilnică, dieta, să dedice mai multă timp plimbărilor în aer curat, începe să faci exerciții sau să faci sport. Un alt mod eficient de a face față supra solicitării este schimbarea activităților. În caz contrar, dacă nu se iau măsuri, mulți reprezentanții acestui semn sunt expuși unui risc ridicat nu numai de epuizare emoțională la locul de muncă, ci și de expunere la multe boli infecțioase. La mijlocul toamnei, ar trebui să te ferești de sporturile extreme, șansele de accidentare sunt mari. Carieram, Pentru Fecioară 2023, cariera va fi pe primul loc, deoarece mulți reprezentanții acestei zodi sunt îngrijorați de implementarea proiectelor lor și de situația financiară. Dacă vrei să obții ceva, lucrează cât mai productiv posibil. Noi responsabilități pot cădea asupra ta în condiții de lipsă de timp, asta poate provoca nedumerire și iritare, dar merită să lași emoțiile deoparte și să faci afaceri. Acesta este un moment bun pentru a învăța și a dobândi noi abilități. Nu este necesar să mergi la școală, poți face autoeducație. Făți un plan clar, de ce abilități și cunoștințe ai nevoie, există șansa ca un curator să apară în viața ta gata să te ajute. Nu-ți fie teamă să investești în autopregătire, în acest fel pui bazele viitorului tău. În afaceri, ar trebui să fii atentă și vigilentă când semnezi documente. Nu avea prea multă încredere în partenerii tăi, fii vigilentă în același timp, toate propunerile primite ar trebui ascultate cu atenție și nu respinse imediat. Este foarte probabil ca cineva din jurul tău să te ajute să implementezi un plan de lungă durată. Când comunici cu colegii, nu-ți fie teamă să discuți ideile și opiniile tale. Astrele promit reprezentanților acestei din noroc întrebările pe care le-au început cu oameni care gândesc la fel. Nu va fi ușor pentru cei creativi să găsească inspirație, în mijlocul primăverii va fi un moment de criză, care va servi drept început pentru monetizarea hobby-ului preferat, banii. Una dintre prioritățile majorității fecioarelor sunt finanțele. Reprezentanții acestei zodi se străduiesc să crească bunăstarea financiară, dar așa cum prezice horoscopul financiar pentru 2023, fecioarele nu ar trebui să se aștepte să le cadă banii din cer. În același timp, cei care au făcut eforturi, au muncit fructuos, pot conta pe creșterea veniturilor. Acest lucru se poate datora unei creșteri de salariu, bonusuri, unele fecioare pot avea o sursă suplimentară de venit și sunt altele care reușesc să-și monetizeze hobiul. Dacă veniturile nu te mulțumesc încă, nu dispera pentru că doar cei care muncesc din greu obțin succes. Multe fecioare trebuie să bugeteze mai atent și să controleze cheltuielile. Este logic să minimizez costurile, să controleze unde se duc banii. Deja în perioada mai până în septembrie pot apăra cheltuielile planificate legate de cei dragi și rude. De asemenea, nu te zgârci cu cadourile pentru cei dragi și autodezvoltarea între septembrie și noiembrie pot apăra noi hobby în viață, care pot lua parte ale ului din venit. Astrele îți recomandă să înveți cum să economisești, să pui deoparte și să investești. A doua jumătate poate deveni cel mai de încredere partener în probleme financiare, dragostea și relațiile. În 2023, relațiile vor fi o altă prioritate pentru dezvoltare. Iepurele Guvernatorul anului în horoscopul chinezesc, promite căldură și stabilitate reprezentanților acestei zodii. Fecioarele libere pot întâlni anul acesta persoana la care au visat de atâta timp. Relațiile romantice se vor dezvolta rapid. Pasiunea, dragostea, interesul pot dispărea rapid, dacă partenerul tău nu îți va încălzi sentimentele. Unele fecioare vor fi complete neselective în relații, dar aceste lucruri nu va dura multă timp. Deja de la sfârșitul primăverii, mulți reprezentanței acestui semn vor putea înțelege clar ce calități și trăsături de caracter ar trebui să aibă partenerul lor. Astrele promit că multe fecioare libere vor putea construi relații puternice până la sfârșitul anului, care se pot dezvolta foarte bine într-o familie. Există posibilitatea ca romantismul care urmează să-ți distragă atenția de la treburile de serviciu, partenerul tău va necesita multă atenție și timp, încearcă să nu refuze aceste lucru și găsește un compromis, astfel încât nu numai partenerul tău, ci și afacerea sau serviciul tău să beneficieze de suficientă timp, Fecioarele care au o familie? în 2023 ar trebui să se aștepte la armonie și pace. Există posibilitatea ca din cauza problemelor financiare și a dificultăților care apar, să te apropii mai multă de partenerul tău. După cum recomandă horoscopul iubirii pentru 2023, fecioara ar trebui să asculte a doua jumătate, deoarece succesul tău financiar depinde în mare măsură de partenerul tău de viață. Anul acesta atenția ta poate fi extrem de dorită de copiii tăi, încearcă să petreci timp cu ei cât mai util. Pentru bărbatul fecioară, horoscopul anului 2023 promite o îmbunătățire a calității vieții pentru mulți bărbați născuți sub semnul fecioarei. Pentru a face acest lucru, este necesar să-ți întărești poziția în societate, să stabilești legături în activitățile profesionale și viața personală este foarte important să găsești armonie, astfel încât să existe suficientă timp și resurse pentru toate domeniile vieții. În momentele de lucru, merită să rămâi vigilent și atent. Astrele te sfătuiesc să fii deosebită de atent cu colegi de muncă, existând riscuri de a dezvolta conflicte care nu-ți vor aduce beneficii în mod special. Pentru femeia fecioară Anul 2023 pentru femeile fecioare pregătește o mulțime de surprize plăcute. Viața multora se va schimba drastic și, dacă depui toate eforturile pentru a face acest lucru, atunci toate schimbările vor fi în bine. În viața personală nu te vei plictisi, va fi o perioadă plină de noi cunoștințe și romanțe. Vei putea ferme ca oamenii din jurul tău, astfel mulți te vor ajuta. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!